Astăzi vom fi pirați timp de 24 de ore. Mori! Putu-s! Înainte să începem acest videoclip, nu uitați, mergeți pe Item Shop. Băgați și voi codul DANIC6 pe shop data aceasta și luați-vă și voi ceva de pe Item Shop. Nu înțeleg de ce a început melodia aia să cânte, dar nici nu mă interesează. Luați-vă orice vreți voi de pe Item Shop. Ori un emote, adică mai în ăsta, ori un skin, adică na, văd pe Item Shop că sunt foarte multe skinuri mișto. Văd că sunt fotbalistele, văd că e Heidi, văd că sunt multe, multe, multe dansuri mișto, skin-uri mișto, adică nu știu, merită Item Shop-ul ăsta să cumpărați măcar ceva de pe el și mai ales cu codul DANIC6. Acum dă meci și hai să vă explic cum adică vom fi cum adică vom fi pirați timp de 24 de ore. Uitați, prima și prima dată ne vom dropa înspre barca alui ăsta, cum naiba îl cheamă pe ăsta, barca lui Jack Sparrow sau pana mea, nu știu, pirați din Caraibe, pana mea. Ne aruncăm la barca aia acolo și de acolo ar trebui să folosim, să ne jucăm cu lootul de acolo, lootul care ne pică din acele chesturi. Nu avem voie să folosim alte chesturi, numai cele din barcă. Și bă, m-am gândit să fac challenge-ul și mai interesant, să stăm acolo în barcă, să campăm până vine zona. Dar na, acolo nu cam e mare distracție, doar stăm acolo, așteptăm player. Dacă nu vine nimeni, ce ne facem? Adică na, cred că mai bine stau și mă plimb pe hartă, ar fi o idee mai bună. Rediș, ce naiba cauți aici? Mamă, 99 capi am dat. Deci uitați, avem chiar în partea barca și ne vom arunca chiar acum. În 3, 2, 1 și... Băieți, din păcate, eu am un mic dezavantaj de acum încolo în a mă juca Fortnite. Am un mic dezavantaj pentru că, cum să vă explic, mi s-au stricat căștile și acum eu aud într-o cască. Casca asta, casca dreaptă, cred că voi o vedeți stânga sau dreapta, chiar nu știu oricum. Casca asta dreaptă nu mai merge, nu se mai aude, nu știu cine are. Și s-a dus dintr-o dată, deci eram acolo, mă vorbeam cu Zupi pe Discord și dintr-o dată, pac, nu mai aud pe casca asta, n-am făcut nimica la căști, nimica. Nu mai aud deloc pe casca asta. Și aș vrea să-mi dați sugestii de căști. Ce căști să-mi cumpăr? Ce căști spuneți voi că se aud bine și au microfon bun. Adică eu vreau căști cu microfon. Nu vreau doar căști, doar așa să fie pe cap. Că am nevoie de microfon pentru că nu-mi cumpăr eu microfon separat. Vreau căști cu microfon în ele. Nu știu, pe mine mă deranjează să aud într-o cască. Opa. Pe mine mă deranjează să aud într-o cască pentru că, cum să vă explic, e enervant, nu știu. Stau cu o cască și mă simt surd, mă simt surd pe o ureche. Nu știu, dracu. Care trage, mă, că mă face să am și lag, ești nebun. Bă, dar de ce am lag? Azi, frate, ești mecher. Mort. Eu acum ar trebui să joc cu lootul din chest. Din chestul, cum să vă explic? Din chestul acela care l-am deschis. Așa că na. N-am să folosesc alt loot. La gloanțe și chestii și heal-uri iau. Acum ar trebui să nu mai am lag. Cât de cât sper că am rezolvat. Am văzut pe cineva acolo, dacă chiar e cineva acolo. Hai să ne aruncăm cu tunul în el, pentru că na, nu suntem pirați degeaba. Suntem pirați până la capăt. M-am dus chiar perfect, am nimerit bine. I-am dat 90, l-am aruncat puțin, sau unde? Nu înțeleg ce naiba se întâmplă. Deci nu mă fac că intru cu barca în tine. Nu mă făcăm pun barca. Și e rău. E rău dacă îmi lansez barca pe tine. Hai. Hai da. Hai de fato, știu că vrei. Dă-te jos. Ești un gay, bro. Au, mamă. Nu, punem barca. Bă, frate, și credeam că era meci bun, frate. Sunt cel mai prost pirat ever exist. And the sticks, fish sticks.
Na 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 na. Studia mea e Dicu. Never gonna make you cry, never gonna say goodbye, never gonna na 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 na. Flori, pentru mine? Mersi, mersi, e căcat. Targetul meu e să nu mai mor ca pro. A venit jumătate de hartă. Lăsați-mă în pace. Îmi pleacă jocul pe dreapta. Cred că-i dau o stângă de dreapta. Îmi pleacă destul. Cred că-mi bubuie și PC-ul. Fereastră mă sfântul. De ce am piciorul la strâmb? Așa. Da, deja am început bine. Trebuie să iau loot din barcă. Sau măcar din zona bărcii, măcar, dacă nu pot din barcă, că din barcă nu cred că mai ajungi să mai am ceva loot. Mănușa lui Magneto, dă-te dracu. Bun. Ce mai avem pe aici? Te bă, dracu, cine dracu te crezi? Marci, 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 marci! Naruto. Dar de ce te oprești, bă? Te rog, te rog, doamne, să nu mai mor ca prostul, să nu mai... Deci, să nu se mai bage lag-ul între mine și player. Când eu am o relație de amor cu playerul ăla, ne dăm pumni în gură și ne dăm cu toate armele, ne dăm gloații în gură, ne împușcăm așa. E o relație de amor frumoasă, dracu. De ce lagul trebuie să ne despartă, să dăm divorțul? Eu nu înțeleg ce înseamnă asta. Când eu am relație cu playerul ăla de moarte. Ești nebun? Am cea mai frumoasă relație cu playerul. Vine... Cum să vă zic, vine lagul să-mi strice mie relația, știi? Mă înșeală pe mine playerul ăla cu lagul, știți? Bă, eu vă explic viața în termen Fortnite, să-mi bat picioarele. Am timp să beau ajutor viață. Vreau prima oară să elimin playerii care sunt pe aici în zona bărcii. N-ai ce căuta. Înnebunesc aici, ești nebun? N-ai ce căuta la mine în barcă, barca mea, dă-te recu. Ești mecher? Ești mecher? Comentezi? Ia vină cu că pun barca pe tine. Dă-te dracu că ai murit de cu mort acolo. Meriți dracu să fii mort. Uite tu ăsta. Dă-mi piciorul. Așa mă simt. Sculat. I-am cam făcut o gaură la barca aia. Nu mă deranjează, sincer. Momentan suntem safe. Momentan. Acum ne băgăm să luăm și noi medalionul. Acela cu gloanțe infinite. Dacă îmi dă la Fling Knock gloanțe infinite, e perfect. Stai o secundă că avem pași pe aici. Te dracu să-mi tuși. Bro, eu nu mă simt bine. E ceva greșit la mine. Și nu înțeleg ce. Ajutor. Pa, mă bătuși, dă-te dracu. Ei, 1-1. Hai pe la 3. Băga mea ești pu... Mă bătuși, dă-te. Stai că am un emot care seamănă cu al tău. Just a game for once, only to play forever. Yeah, I'm a kitty kitty kitty, I'm a cat, meow.
Aud glidere, dar nu știu unde stai băgați copii. Băi, când vă zic barca aia mea, eu sunt piratul timp de 24 de ore. Plecați dracului de aici. E barca mea, la revedere. Nu mi-atingeți voi barca că vă ia mama dracu. Dați-vă dracului la o parte, metri. Deci, începem așa. Luăm de aici chest, arme. Ar trebui să mori! Putu-s! Dacă vreți cu echipier pentru PNCS Mongral, call me. Cum dracu să te joci cu skinul ăsta putere, dracu, făcui mă și la OBS, sunt prost? Așa. Chines, ame copines, ame copines, bine te ba. Dar de ce oprești motul? Du-te bă, bă, du-te bă, lasă-mă dracului în pace că sunteți bă. Bă, sunteți prea handicapați. Dracu, bă, nu știu, deci creierul vostru, nu știu dracu unde l-aveți, dracu, că în cap nu l-aveți, nu știu. L-aveți dracu în burtă, aveți burta în locul creierului și creierul în loc de burtă. S-a vorbit. Băi, deci barca asta e prea periculoasă, frate. E prea periculoasă, deci când merg la ea, ok, deci când mă uit la ea și chestii de astea, pică și jocul, deci am lag, în al doilea rând, da, la o parte, metri, la o parte, barca mea, nu împar cu nimenea, nu, chestul meu, deci dacă îl deschizi tu, a, bă, da, ce înseamnă asta, cine te crezi, mă, dar cine te crezi, mă, tu, unde ești, băgam, bă, din cauza lagului nu pot să fac nimica. Put mătii de... Băga mi-aș put... Na, ce frumos e jocul ăsta. Oarecum va decurce moartea mea. Hai să înceapă răspunsurile. Deci, prima și prima dată. Nu știu. Eric. Boys, hai că închidem și noi acest clip pentru că... Trebuie să rezolv chestia ta cu lagul și știu din ce cauza am lag. Și decât să stau să dau restart la PC să fac chestii și pana mea, mai bine închidem clipul ăsta și... Danic 6 pe shop.